avem un MAN TGS 26400, căruia avem de înlocuit plăcuțele de frână pe axa față. Vă voi prezenta procedura de înlocuire a plăcuțelor de frână. Am suspendat camionul folosind un cric de canal, iar apoi folosind o tubulară de 32 și cheia de pistolul de impact, acesta, vom demonta roata. După ce am demontat roata, avem acces la etrier și la plăcuțele de frână. Plăcuțele de frână sunt destul de uzate, după cum se observă aici. Au puțin material de ferodou. Acesta este un sistem mai special, asemănător cu cel de la remorci. Avem un singur pistonaș la etrier și o placă de acționare a plăcuțelor, o placă intermediară. Pentru a deregla etrierul, în spate avem un dop și folosind o tubulară de 8 mm vom acționa asupra etrierului. Acel dop roșu este dopul de la șurubul de reglaj de acționare al autoreglajului. Am demontat dopul de la autoreglaj folosind o tubulară de 8 mm. Acționăm asupra autoreglajului. Vom desfileta șurubul de la el. În cazul în care se întâmpină problema aceea de a se nu mai merge autoreglajul, nu vom forța ca să rupem capul hexagonal acestuia și vom verifica din ce cauză nu se retrage autoreglajul. Adică burduful de la pistonaș se spart și este intrată mizerie și are filetul dus. Va trebui să demontăm etrierul și să-l înlocuim piesele. Sau au probleme ale autoreglajului. Sau verificăm dacă cumva, nu cumva avem pe acționare. Se poate observa că în timp ce acționez autoreglajul, pistonașul se retrage în etrier. Folosind un nimbus de 8, vom demonta acest șurub care ține . După ce am demontat șurubul, demontăm această bară de reținere, plăcuța de acționare a etrierului și plăcuțele de frână. La acestea avem și codul de original. Aici avem plăcuțele de frână, codul de piesă. Setul conține un set de 4 plăcuțe și un kit de montaj. Pe partea stângă, față, am montat deja. Mai avem aici pe partea dreaptă. Acesta este codul kitului de montaj. Kitul de montaj conține 6 astfel de siguranțe de arcuri, 2 platbenzi și șuruburile de la ele, cât și dopurile de la autoreglaj. În momentul când montăm această plăcuță de acționare, trebuie să avem grijă ca acest bolț să intre în locașul lui, de aici, așa, și pintenul de la plăcuță să meargă pe canal. După care vom monta plăcuțele de frână.
Dacă nu intră, va trebui să mai acționăm asupra autoreglajului. După ce am montat plăcuțele, vom monta arcurile pe plăcuțe. Unul vine pe această plăcuță de acționare și celelalte două pe plăcuțele de frână. Arcurile permit să nu culiseze, să nu zdrâncăne plăcuțele și să stea fix în canalul lor. Apoi vom monta bara. Vom verifica ca roata să meargă ușor, iar apoi vom regla plăcuțele. Folosind tubulara de 8, vom acționa asupra autoreglajului, acum în sensul înfiletării, și apoi vom roti ușor de disc până când acesta tinde să blocheze. Acum discul a blocat, cheia se dă să se blocheze, nu mai forțăm ca să rupem imbusul, slăbim. Verificăm ca discul să se învârte ușor. Vom acționa de 2 sau de 3 ori pedala de frână, după care vom proceda la montarea roții. Îi vom face o probă călcând pedala de frână. Calcă! Eliberează! Roata se învârte ușor, deci totul este perfect.